Jerusalem, Ikayalami, Ilonoroze, Uhambenami, Zulangishila, Jerusalem, Ikayalami. Ok, versurile sunt cam dificile. Jerusalem, o melodie pe ritmul de gospel. Și dansurile cu mișcări africane, îmi place la nebunie melodia asta. Și de altfel nu sunt singura. Cred că a făcut încă în jurul planetei. Cred că mai toată lumea a auzit măcar de melodia asta și sunt foarte mulți care încearcă să imite mișcările, dansul. Însă nu despre Jerusalem, vreau să vorbesc astăzi. Am evidențiat-o doar pentru accentua ce putere au muzica și dansul în a uni oamenii, indiferent de rasă, religie, cultură, limbă. Și am mai avut un motiv, și anume acela că astăzi vorbim despre dansuri. Am intrat un pic așa în atmosferă. Vorbim despre dansuri și despre Natalia Politanskaya, o moldoveancă din Republica Moldova, o dansatoare profesionistă, care s-a mutat de 5 ani în Germania, unde și-a deschis propria școală de dans. Vorbeam mai devreme de puterea muzicii și a dansului în a uni oamenii. Cred că dansul mai are câteva aturi în plus, câteva avantaje. Dansul înseamnă mișcare, înseamnă coordonare, înseamnă un antrenament al minții, al creierului. Creierul este, până la urmă, în mușchi. Înseamnă o stare de bine. Când aveam vreo 27 de ani, m-am confruntat cu o problemă delicată de sănătate. Și, printre altele, trebuia să fac foarte mult sport. N-aveam niciun chef să mă duc la vreo sală de fitness pentru că mi se părea plictisitor. De alergat pe afară, iarăși nu vroiam pentru că mi-era că mă latră și mă fugăresc toți câinii vagabonzi în București. Așa că am ales să mă duc la un curs de dans. Tot îmi place mie să dansez. De ce menționez povestioara asta? Pentru că eu de-abia atunci am înțeles ce înseamnă cu adevărat să dansezi și câtă muncă se află în spatele acelor mișcări grațioase care ne încântă privirile. E bine, această muncă, acest efort l-a făcut Natalia Politanskaya de la o vârstă fragedă. Atunci s-a apucat ea de dansuri. Însă, în prezent, la nici 30 de ani, ea se poate lăuda cu multe realizări. Are în spate o carieră de dansator profesionist, este antrenor de dans sportiv și, în plus, are propria școală de dans, Nata Dance, deschisă aici, în Germania. Mai are o realizare recentă la activ, nu e neapărat din domeniul profesional, dar aș vrea să o menționez. A devenit mămică de aproape 2 săptămâni și vreau să-i urez și pe această cale felicitări. Pe Natalia Politanskaya am cunoscut-o la evenimentul organizat de Liliana Reilean în cadrul săptămânilor interculturale din Gros-Gerau, unde câțiva dintre elevii școlii ei au participat și au dansat la un nivel profesionist, cucerind inimile publicului. Cel puțin pe a mea au cucerit-o cu siguranță. She's a running to a place. Yeah, baby.
dansul pentru mine este tot. O fac mai bine de 20 de ani. Cariera mea de antrenor am început-o de la vârsta de 16 ani. În prezent sunt proprietara școlii de dans sportiv Tanzschule für Lateinische Standard Natia Dance, situată în Frankfurt. Îmi place mult să comunic cu lumea și în special cu copiii. Dansul sportiv de la vârsta de 6 ani. Inițial, mama m-a dus la școala de dans sportiv Codreanca, situată în Chișinău, Republica Moldova, unde am început primii mei pași de dans. La școala de dans sportiv Codreanca am activat 10 ani, după care am făcut schimb la alte școli de dans sportiv. La vârsta de 16 ani am dat primele licențe de antrenor și am putut oficial lucra deja cu copii în Republica Moldova. În anul 2015 am ajuns să fiu în Germania. Am venit cu scopul anume de a deschide școala mea proprie de dans sportiv. Germania e țara care cred că mă reprezintă, pentru că eu de felul meu sunt o persoană mai organizată și cu multă și multă ambiție. De fapt, doar datorită ambiției sunt acolo unde sunt acum. Și aici mă vedeam eu în viitor, atât de a-mi forma familia, cât și a-mi forma o carieră de dans. În primii 2-3 ani ai mei veniți în Germania, am învățat limba germană, ceea ce este foarte important aflându-te în țara lor. Așa am considerat eu și așa am făcut-o. Am lucrat de asemenea în alte școli de dans sportiv și în alte asociații de dans, dar în timp de 2 ani m-am convins că dansul sportiv nu este la un nivel la care m-am așteptat eu și am decis că e exact momentul potrivit de a depune străduința și cu toată ambiția cu care am și cu toată dorința pe care o posedam în acel moment, era momentul să fac ceva al meu, să creez ceva al meu propriu, unde să pot antrena copiii exact așa cum am învățat-o eu să fac la Republica Moldova. На большой палец. И грудь вперед. Хорошо, хорошо, давай, большой палец. În augustul anului 2018 a luat naștere școala de dans sportiv Tanzschule Natia Dance, situată în Frankfurt. We'll be right back.
Avem diferite grupe de vârstă, începând cu copiii de la vârsta de la 3 ani și până la 16. De asemenea, avem și grupe de maturi. În școala noastră găsim mai multe nivele de grupe, atât amatori, la nivel amator, cât și profesional, ceea ce predispune după aia mergerea la concursuri naționale și internaționale, atât și grupe de copii amatori, care pur și simplu în grupuri activează la diferite concerte unde suntem invitați. Dansul sportiv se divizează în două programe, programa latinoamericană și programa europeană standard, cum ar fi vals lent, tango, vals venesu, foxtrot, quickstep și latinoamerican, samba, cha-cha-cha, rumba, pasodoble și jive. Activăm și la concursuri naționale și internaționale. Mergem la competiții cu perechile care ne reprezintă școala de dans. Număr sunt 4-5 perechi. Cu unii dintre copii veți face cunoștință chiar acum. Deci ei sunt unii din copii cu care noi mergem la concursuri. În anul 2018 și 2019 am fost premianții locurilor 3 și 2 la campionatul pe pământuri în Germania, Hessische Landesmeisterschaft. Școala de dans sportiv Nata Dance deține acum un număr de mai bine de 100 de copii și tocmai pentru că sunt încă mulți doritori de dans și încă mulți care vor să învețe împreună cu noi, mă gândesc la deschiderea unei noi filiale în Frankfurt sau posibil în apropierea Frankfurtului, unde ne vom continua activitatea. Natalia Politanskaya obișnuiește să spună că a venit aici în Germania cu o valiză mică și cu o dorință mare. Cred că această dorință mare și ambiția de care vorbea în reportaj au ajutat-o pe ea să reușească, să-și atingă visul, ce anume acela de a avea propria școală de dans aici în Germania.
din cât am cunoscut-o eu pe Natalia Politanska, ea nu are atitudinea lui, e greu. Este o persoană energică, are mai mult atitudinea lui a face. Și de altfel și acțiunile sale vorbesc de la sine. Ea practic a lucrat pentru alte școli de dans, făcând astfel un fel de studiu de piață, cunoscând plusurile, minusurile a ceea ce există pe piață și folosindu-le în favoarea ei. Se pare extraordinar. Succesul înseamnă alegeri, succesul înseamnă credință, succesul înseamnă atitudine. Poți alege să te plângi și să invidiezi pe alții, sau poți alege să faci ceva, să te bucuri pentru cei care pot și să te concentrezi pe reușita personală. E o mare diferență. Iar asta se vede ulterior în rezultate. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă la canal. Eu vă aștept și în video următor. Iar până atunci, rămâneți sănătoși!